Amice, amice, dacă vrei cele mai ieftine și cele mai jumeche de jocuri, intră chiar acum pe Neba și folosește codul Bercea pentru 3% reducere. Și de asemenea, dacă dorești articole vestimentare la cele mai bune prețuri, intră pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Mamă, salut amicii mei, n-am mai făcut un parcurs de... Bă, de când am mai făcut un parcurs? De un an. Lung, nu, a fost, a fost. Să tot fie, amici. Chiar îmi era dor, așa că nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like. De dislike. Ultimul parcurs cu legumă, ăsta este. Salut. Am auzit că pleci acasă și că ne părăsești și că nu mai gata. Odată ce vine legumă junior, nu mai. Bă, nu mai ziceți asta, că și așa nu se mai uită lumea deja. Bă, nu se mai uită, amice, că asta e realitatea. Tu ai plecat, gata. Te-ai dus. Unde m-am dus? O să pleci. Nu o să mai postez. Nu o să mai postez, că o să trebuiască să schimb copilul să ăștia și noi nu stăm după tine. Vezi că vine acum un copil de la Costică la video și zice, a, așa e, mă, la legumă. Păi nu știi că ne-a comentat unul? Păi eu ce zic? Lasă, amice, nu e problemă. Noi știm că așa de e, război. Da. Să nu mai minți. What the fuck? Ce m-am speriat, mă. Așa, și nu știu, mă. Aoleu, ăsta e parcurs cu omul, bă, bă, da, acum trebuie să stau cu... Dacă vreți ca legumă, dacă vreți ca legumă să mai... Sau, de fapt, ca noi să mai filmăm cu legumă, că noi avem de ales aici, apăsa și voi pe butonul de like, dacă vreți să mai păstrăm. Să nu te prind că faci video cu copilul, bă. Ce, bă? Păi, ești nebun, mi-a luat 9 luni. Eu sunt moșul lui, cum să nu fac, ești nebun? Dacă-mi scapă camera, vezi. Bă, că dau și eu 300 de lei atunci și dăm și mie ceva, dă-te-n puii mei. Cum adică 300 de lei și... Păi eu știu că trebuie să fii cheltuit tu. A, nu știu, frate, păi bă, frate, păi atunci apă trebuia să mă pui moș... Aha. Păi de ce, bă? Păi te-am pus moș ca să faci videoclipuri cu el. Frate. Păi eu fac, îți dai seama, ce? Acum că îl mai iau să mă mai joc cu el, că am tot dreptul. Eu am tot dreptul să mă joc cu el și... Acum... Faci ca toți youtuberii ăia când am stat cu A7-le și că ăla nu mă întreba nimeni când mai e sau când mai are. Cum a venit A7-le? Toți, hai să filmăm cu A7-le, eu nu făcusem niciun video, hai să filmăm, sunteți nebuni. Păi și de-aia, amice, nu ți-a mers așa bine, că nu l-ai expus cât trebuie, băi, fraiere. Fără miști. Da? Păi da, da, bineînțeles. Dacă n-a apărut și el pe toate canalele să fie ăsta... Păi da, și dacă a apărut pe toate canalele, cine mai intra să se uite la mine? Păi se uita, amice, că tu erai proprietarul, păi vineau că de la aia, dar dacă tu nu o gândești ca strategie de marketing... Nu o gândești. Să mă dau completă în 5 vloguri, unde să mai se uită la mine? Hai, lasă-mă. Ești nebun. Dacă nu o cântești... Ce, se uitau la mine, da, dacă duream cu ea într-un stâlp, poate așa. Bă, legumă, dar eu pot să fac reacție, prima reacție cu unchiulețul, că eu sunt unchiulețul. Nu vezi, amice? Eu vreau, eu m-am strigat când pot să țin așa. Bă, strigați voi, mă! Mai în brațe vreau o poză cu el. Dar ce, amice, copilul legumă? Vreau și o poză cu el. După care, clipuri, reacții, tot, farse, i-am furat copilul. Bă, du-te de aici! L-am dus la casa de copii! Să de i-am furat copilul, dar o pui pe canalul meu și ce o dau acolo frumos. Ce ai, bă, nu mai fac atunci, fă-o cu sălbaticul. Îți dau acolo tag în titlu. Da, da, deci tu, amice, deci tu... Da, mă, eu trebuie să vin eu cu ideile și să-i fac lui bine. Vine, mă, tu cu copilul și vine cu ideile, hai! Bine, mă, o să fac eu pe da copil și eu sunt deprind că te atingi de el. Mamă, dar voi vă dați seama, când o face asta copii, că facem schimb de copii. Mamă, amice, cu tine fac, amice. Cu tine fac. Cu mine o face, amice. Păi dacă ăsta nu fac, frate, că el să-și facă cu youtuberii ăia care acceptă să-i filmeze lui și să posteze el. Ia uși tu, bă. Amice, trebuie să recunoaștem că are și el, a făcut și el un copil, amice. Ce a făcut, amice? A dat din fund 5 minute. Da, acum 9 luni de zile. Și tot stresul. Bă, amice, frate. Dar tu ce-l făcut și, amice? Ce? Taur, auzi și tu 5 minute. Unde dracu te crezi aici? De unde a tăiat zi? Căzui, bă. Au fost două. Care e ăsta de aici jos, mă, bucate? E. Amice? Ia uite! Bă, ăsta unde e, mă, legumă ăsta? Sus! Ridică-te! Ăsta prea se pricepe cu parkour cu omul. Bă, eu mă pricep la toate... Tu-s moarță, mătii. Na. La ce te pricep, mă, tu? Parkoururile. La toate parkoururile. La toate cururile se pricepe. Să vedem acum cum o să te mai pricepi. De parcurs cu copilul în brațe, na? Să vezi atunci. Păi așa o să fac, o să fac un episod de parcurs cu copilul în brațe, nu știu de idee. A, da? Sunt de plin ca o faci, că dau în judecată. Fii atent, fii atent, tata. Acur cu bebele lumă. Stai, ce? A luat loc, contai. Stai, ce? Au, bă, iar căzui. Că mai juca cu încă restul de copii ai noștri, amice, adică al meu și al tău, și cum nu există. Tu-ți dai ce, amice, ești? Da, ce?
Banii pe pâine s-au dus. Oricum, știu ce titlul cum pe la clipul ăsta. Ce? Da, nu zic. Băi, ești desimțit. No, 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 că n-are treabă pe copilul. Stai niște. Vrei să-ți trimiți și niște poze? Păi nu, că am. Cu viitorul. Am. Copil. Cum adică cu viitorul? Ăla când s-o naște. Păi nu ai, că nu e născut ăla. Ăla cu bucătărea sa mai are o lună. Ce bucătărea? Bucătărea sa? Cu bucătărea sa, cum o chema amice? Matilda, nu știu. Nu, cum o chema amice pe aia din viața cu lui de să-mi drăgostise Tommy de aia? Mai știu, mâncați așa, dar mă știu. Bă, dar îmi stă pe limbă, bă. Bă, dacă gătea bine amice, vezi? A? Ia uite ce bine ți-a gătit un copil. Bă, dar care le-a din față? Eu! Alelu, mă, la pișeam, aș fătu-ți morță, mătii. Așa, amice. De ce vorbești așa, mă? Nu, tu legumă, nenorocitul ăsta. Păi îmi dau seama că nu-i ora, totuși. Amice? Da, și tu ce-ai, mă, ia, acum mă gândi. Da. Bă, știi care e treaba? Eu acum am stat și m-am gândit că la gagici mai merge, bă, cum mai merge când zici că ești... Bă, nu, că e retardat să mor. Se mai trece pe acu vederea. Da. Dar când aude că ai și copil deja, bă, nu, e cam mai bine. Păi deja, deja e nașpa, zice... amice, că știu că nu prea mai au șanse, amice. Aie, știe, bă, ăsta niciodată n-are cum să-și lase el muierea, să ăștia, are copil acum. Bine, nu e spus nimic, că s-au mai auzit cazuri, dar totuși. Da, amice. Uite-te, da, amice, la vedetele de la Hollywood. Bă, amice, da, poate se gândește, bă, pe fata cealaltă. Bă, ăsta vrea, bă, ce, bă, cea mai frumoasă relație Brad Pitt cu Angelina, cât, da. Sau, aleo, câtă iubire, câte citate emoționale, ăștia, motivaționale, că iubește-ți femeia, că e ca o floare, că când și o iubești, că revine. Nu știu dacă a bătut-o sau și-a făcut, dar s-au despărțit. Da, ia uitați-vă, bă, voi, la cel mai ăsta, la Johnny Depp, cu muierii sa. Păi ce, bă, că... Dar aia au copii? Nu știu. Păi nu știu dacă au... Păi nu, mă, dar stai, că ăștia n-au fost amice... Păi da, amice, dar la început au fost și ei, s-au iubit, sau ăștia. Da, bineînțeles. Amice, aia a deci, fost o scârbă de la început. Deci ca și concluzie, băieți, țineți minte că voi aici sunteți 95% băieți. Și vă zic eu acum sfaturi pe de suflet. Femeia este ca șarpele. Nu știi când te mușcă. Aveți grijă. Eu vă zic acum. Eu terminat, ai vreo restul tău. Ce să faci, mă? Terminai. Amice, nu e așa? Femeia este ca șarpele, nu știi când te mușcă. Bun! Nu e vorbă mare. Vorbă de duh. Ia, micu, e ca țânțarul, nu știu când te zuge. Aia e mâta. Amice, și vezi că nu prea mai e bine să mă... Bă, fii atent. Bă, legumă, vezi că nu prea mai e bine să mă înjuri acum. Deja? Păi nu prea e voie să-ți înjuri nașii și mușii. Că e păcat mare. Bă, dar ai pupat și tu la moșu mâna. Nu mâna, cioaca, dacă... Că nu stai așa pe tradițional. Amice. Eu sunt pe modern, amice. Da, amice, dar la biserică nu prea merge. Nu la biserică, amice. În dormitor. Bă, dar vezi unde sunteți, mai terminat. Suntem departe. Bă, dar ce, bă, e clipul tău pișama și pe tine? Bă, nu mai juram un clipul meu, bă, dar de ce mi-injuri Finul? Bă, tu mi-injuri Finul, dă-te morții, mătii. Bă, te dreapă și tu și Finul tău, mă. Mamă, ia-o-s Finule. Și tu zici, da, moșicule. Da, mă, și bă, da, eu sunt unchiu. Ce unchi ești, mă, dar tu? Dar ce face unchiu, mă, Mâncațeaș? Duce la gageș, nu? A? Cere banc împrumut, nu știu. Unchiu? Dacă și tu ai ajuns... Bă, da, da, chiar, bă, tu ai ajuns și tu unchi. Dar degeaba, că tu prostești. Da, care mai ajuns și eu unchi. Bine, că erai deja, că erai deja la lui Vasile. A, te știu. Da. Amice? Da. Deci eu spun un lucru. Să nu cumva să-i dai ăstuia copilul în brațe. Dar de ce, bă? Bă, pișatule care ești. Păi eu am crescut-o pe Cristiana. Bă, eu am crescut 5 copii, du-te dracu de ei. Bă, pișa mai și pe tine, mâna. Bă, dar de ce îi jignești, amice? Dă-i mut. Dacă mai jignești, bă, fii atent. Amice, amice, vezi culoarea asta iarăși. Bă, maxim, ce făceai, lecărai căcatul, pișa mai și pe tine. Bă, amice, deci fii atent că muftică ăsta, dar pe bune, eu pe acu jotul ăștia, că a luat o răzna. Bă, dar ce-ți deschisești după arașta, mă, că mergea fără. Da? Păi da, dacă știai să faci tepuri din alea. Mai și pe el. Amice, deci este ultimul episod cu idiotul ăsta. Bă, de-aia ești singur, bă. Te-ai dus în club, pe geaba, ți-au mâncat alea banii și ți-au băut beutul la tere cu decotizantul dreptul. Bă, e cotizant ăsta, amice, ascultă-mă că ăsta e cotizant. Amice, tu așa mă știi să le cumpăr eu la bună ceva. Hai, tași, hai, cheltuiești tu bani. Ești mândru de mine. Dacă cheltuiam 2 milioane, pă, mă muram, ești nebun. Ce mai ai cheltuit pentru mine, ești nebun? Ce ai băut de 2 milioane, te dracu de aici? Da, amice, dar tu crezi că eu când am fost la București cu o viță n-am băut? Da, bă, da, tu știi cât bea asta? Ce-a băut ăsta de 2 milioane?
Păi am băut de 2 milioane, pe 40 de lei a fost intrarea. Oh, aha, corect, scuze. A, pe ce mă, păi da. Bani pe intrare? Da, nu am nici ce-i. Nu vezi? Nu acolo de nebun. Păi cum dracu, că în București eu n-am auzit să bani pe intrare. Sau mai sunt, dar foarte rare. Păi te duci și faci consumații în căcat. Ți se pare că noi avem prea multe? Păi ce șarlatan, 40 de lei, păi ce acolo mă, ești trand? Ești trand? Nu ți-ar lua bani pe intrare dacă ar ști că faci consumații. Precum sacul așa. Bravo. Da. Păi și mă, aia e ideea, că eu nu vin acolo cu sacul ăsta. Vine amicul cu biscuiții și cu emojenile. Îți dau cu non-contact sau cu contact? Bă, știi ce mi se pare urât, amice? Îți spun sincer, știi ce mi se pare urât? Să nu te lase să ții apă. Bă, asta da, asta frate. Mi se pare urât rău. Bă, cine face consumație, oricum îți face. Cine vrea să-și ia un suc, oricum își ia un suc. Bă, dar știi care-i treaba? Lasă-i pe aia să-și ia apă, că amicii se face celuia rău acolo. Că vine cu apă la el, o să-i se încălzească. Adică dacă vrea să-și ia apă... Amicii, și lasă-mă și cu mâncarea, mă, dar lasă-mă în pace, omul. Păi vrei să vă bea aia? Omul, dacă își vine cu un sandwich de acasă, lasă. A, că a venit cu McDonald's-ul și mănâncă aici, asta e altceva. Amice, ăștia care își permit să-și ia... Oricum își cumpără, ăla care a venit cu sandwich-ul, oricum nu o să-și cumpere. Exact, amice, tu în ultimul timp ai mai luat vreodată, amice, mâncare la, la tine, gen, sau ăștia? Nu, păi a plecat prin... Bă, de acasă, ce drept, mă fac de acasă. A, da. Mi-am umflat mațul de acasă. Au fișa mași pe tine, care pus să-și... Amice? Bă, dar mai dă-te în căcat! Amice, am și o idee nouă de clip, dacă îmi permiți. Ia, ia zi, amice. Îi luăm alocația de 200 de lei sau 400 cât e și mergem cu ea la casino. Da, bă, da! Să vedem dacă are noroc în viață. Ar fi, ar fi o idee. Nu la casino, dar vezi că eu nu prea mă pricep la casino, da? Păi niciodată. Amice, eu zic să mergem cu ei la panorame, să vedem dacă are noroc în dragoste. Îi dau pe bet mare, amice? Care o fi cel mai mare bet? Nu, 2 lei. Nu, jucăm pe 10 lei. A, nu, că vrea să facă de 3 de secunde. Îi dăm pe... Ba nu, băi, dăm și noi papeoleu să... Băi, cum ar fi, mă, să câștigi mâncăți așa? Păi aia zic. Am câștigat 200 de milioane cu alocația băcului. Bă, eu am cunoștințe care asta au făcut. Cu prima alocație, să vadă dacă are noroc în viață. Amice, ce vorba aia, oricum 20, nu se crește 30. Copilul. Amice, oricum nu se crește copilul cu 400 de lei. Dar dacă ai vreo 200 de milioane. Dai, ho, că și tu 200 de milioane să-ți dea ce? Nu, bă, dar au scos 20, 30. Bagi... Nu mai sunt bani. Păi dacă bagi pe maxim bet, cum zisești tu, nebunule... Nu o bagi, bă, pe maxim bet, ești nebun, ce? Aia, amice, păi de atunci cum afli dacă are noroc? Păi, amice, păi noroc, dar și tașul să aibă o țără știință. Știința mulțirii. Ce faci? În gură de niște oriși. Pișeam aș pe tine, încă picare. Au. Picare? Da. Meau. Dă-te-n pui mei de aici de handicapat. Mau, mei. De ce fericire belgică? Nu mă lovi. Să-l luați unde vrei să-i faci ăsta clip de 20 de minute? Da. Nu, că e prea prost. Nu e stare, stai liniștit. Ia o în gură, zice că e prăjitură, ia de jos și m-a pupat în gură. Mamă, ce gustare e pe acolo meu, ia vezi. Mamă, e bună, îți place, așa. Miroase a foame, pișeamă și pe tine. Bă, nu știu, înseamnă că e bine că nu miroase a ce miroase. Bă, să-l bagi, vrede mă-n pui mei de aici, că nu mai poți trăi de aici, mă. Ce fac, băi, amice? A, da? Ce? Amice, dar mai stai în sauna aia ta? Cum, amice, că am aceu pornit, ești nebun. Și a, degeaba, și că tot sunt 28 de grade în casă. Bă, cum ghici? Ha? Păi știu, temperatura medie. De-aia e chiria 200 de euro, bă, că e smoala deasupra ta, prostule. Smoala, auzi? Păi, dar cu ce crezi că e făcut acoperișul ăla? E, crezi că e acoperiș, mecher? O pus smoala, prostule. Or fi pus, bă, dar măcar nu e făcută din chirpișca ta. Bă, nu știu, vezi că la mine pe răcoare e bine. Bă, normal că... Bă, dar tu știi ce la chirpici? E căcatul rece. Știi ce la chirpici? Știi ce? Da, amice. Ia zi, da. Ce? Ce mănânci tu dimineața la prânz și seara? Da. Căcat. Da. Bă, să mă atingi. Amice, vezi că ăsta iarăși a luat o rogă. Nu mă încercem cu el. Dar las, uită că ieri... Da, avea și el clip și tot i-am dat mesaj. Ce că-i fac episod? Hai să filmez și cu tine, că n-ai clip astăzi, ce nu știu nimic am schimbat. Bă, da, respect, amice, nu te mai juri ce puțin un minut. A uitat fătuți morți în gât să-ți fătut. Da, oriu, ce urmă. Deci o meditași. Amice, după ce că-ți fac video. Nu, bă, deci nu pot să nu mă juri. Ce apare pe TikTok și ălea și... Ce să apar, mă, pe TikTok? Cine trebuie cu te pune pe TikTok? Tu râsul lumii ce ești. A, da? A, da? Păi ești râsul lumii. Păi ești râsul lumii, tu asta ești.
Da, bine, mici. Fă și tu un videoclip cu un croc. Eu măcar nu muzi pe cineva, bă, pișatule, nu îmbolnăvesc lumea. Fă și tu un videoclip cu un croc, iar. Ba da, îmbolnăvești cu nervii, nu te-ai dracu de aici. Vorbesc eu, oh, că sigur are costume de la de Spider-Man. Nu, că vreau să mă salveze cedușerea asta, dacă se poate. Sau Mickey Mouse. Bă, da, să că văzut eu poză cu Mickey Mouse sub ureche, avea chelie. Ale și n-ai. Cât de bună e asta, băi. Am bătrânit. Bă, dar zici că era din ăla, știi, de, aș pierde de când de sus, așa, părul, știi? Bă, dar cum fă aia? Spider-Man? Spider-Man! Spider-Man! Bă, deci le face și rovizul ăsta, nu? E șmecherul, nu? Ai ce zice? Da, da, da. Le are, Spider-Man. Bă, că puteți să arăt, doamne. Spider-Man. Am ce? Mie nu spune că pe tine te cheamă ca Spider-Man. No. Niciodată, nu? Iron Man! Iron Man. Bă, eu vreau oricum să știu câți regizori au stat. Bă, fii al dracu să fii! Da, 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 da. Regizori, scenariști, lunetiști, sunetiști. Machiaje, costume! Întoarce-te, prostule, că nu merge așa. A, da? Bă, dar săracii de aia, am văzut, bă, că stau să filmeze, mă, mâncați așa, o secvență din asta, bă. Să mor! Păi am pățit-o, ce crezi? Ah, da. Uiți cât am stat să filmăm 2 minute. Mamă, nu 2 minute, că i-au mai stat. Deci noi cred că adunat am filmat. Da, hai zicem pentru 2 minute, că noi am fost actori. Mă, nebunilor, iau ani ăsta, cum îi zice, poate la un film stau să filmeze și 3, 4, bă, 5. Ce e drept, în mod normal trebuie să meargă cel puțin la jumătate timpul. Amice, timpul de filmare. Chestia, amice, că știi care chestia, că nu e proporțional. Pentru că o reclamă tu trebuie să o faci multe locuri. Tu când te duci, de exemplu, într-un loc, tu apai acolo, de exemplu, la un serial, sau de exemplu. Scenele. Filmezi toate scenele. Da, sau în mare, cât te poți. Toate în mare parte, da. Nu... În mare parte, că nu poți să filmezi și începutul și finalul. La începutul sezonului și la finalul sezonului, îți dai seama că nu le faci pe toate în același. Da, asta zic. Adică poți să filmezi. Trebuie organizare, trebuie ăla și poți să filmezi. Adică, uite, de exemplu, dacă și noi în toate locurile în care am tot schimbat cadrele și ele a filmat mai mult, puteam să scoatem mai mult. Amice, problema e alta, frate, stai puțin. Pe tine acolo trebuia să te cheme direct pe la filmare. Înțelegi? Nu să stai tu până pregăteau ei și scene și... Da, păi și ei stau, să știi. Dar... Mamă, mâncați-aș sufletul tău. M-a făcut acordeon, dar am trecut. În funcție de ce au... Băi, nu știu, stai că aici. De ce au și ei de făcut. Aici. Acum în dreapta. Amice, acolo trebuie să știu o țără de matematică. De geometrie. Păi trebuie să plec mai devreme să mă cac pe mine. Amice, dacă tot te caci pe tine, poți să mă cac și eu? Da. Bă, de ce mi-am eu cu spatele aici, am mâncat să-și pun plus, că tâmpisem. A, bă, nu mai trebuia să parcurul ăsta, că deja mă enervai. Bă, tu țipi. Oh, iartă-mă! Păi, tu cum o să faci până la copilul ăla? Bă, dar tu vrei să suni eu la potenția a copilului? Oricum, eu sincer zic, dacă văd că sălbaticul se apropie de copil, eu sun la potenția a copilului. Că ce? Mă, ce? Bă, cum adică? Cum să lași pe handicapatul să se apropie de un copil? Ce? Tu ești de bun la cap. Da, care e problema? Lasă, mici. Ce, pe tu copilul meu... Poți să-l vezi în poze, ești nebun. Până la 20 de ani. Că poate mori pe până o face la 20 de ani. Așa-mi dorești tu, nu? Bă, nu-ți doresc, dar eu îmi doresc la binele nepotului meu și copilului meu, așa că îmi pare rău. Bă, îmi pare rău, frate. Nu trebuie să mă mâncau așa aici, că mie nu vine asta să poți trăi de aia. Cu matematică. Amice, nu te spun amice, nu, stai liniștit. Te-ți mai trimit eu la poze cu el și ăștia și te las, dar la distanță așa. N-ai nevoie, a? Mai bine. Da, nu, eu nu pot scrie de aici, bă. Da, vezi că la boteză îmi trimis banii, bă. Să nu te aud. Da, ce ai, mă, da. Ce ai, bă? Vezi că mi-ai trimis banii? Da, mice, da. Înțelegi? Tu nu vii, că o să fii cam bolnăvior la boteză. Păi, dar ce are, mă? O să fie cam bolnăvior, lasă. Că e mai bine așa. Da. Și așa e cel mai bine. Da. Dar eu vin la tine. Mamă, mici, nu mă mai suport. Mi intră mustața în gură, trebuie să mă tun neapărat, bă, nu mai și suport. Eu am abia miercuri programarea, că am uitat să fac. Mâine, dar
Mie mi-au trecut deja 14 zile, cred că, dacă nu mai bine. Nu vezi că mâine poate să mai filmez? Păi deja. Nu vreau să mai filmez. Care e problema voastră? Bă, dar ce rău ești, amici. Nu mai vreau eu, na. Da, bine, amici, iartă. Așa, mă dau mâine. Mamă, bă, și după ce, că de ce mă înjuri, sălbaticule, de ce mă înjuri? Bă, tu cum te ajuns să mă din urmă, mă? Mă, cum adică de ce mă înjuri? Eram filmat cu tine și am zis, lasă-mă, că nu mai sunt cu datorii cu ăștia. Mă, oprește-mă, oprește-mă, te rog eu frumos, că vreau să spun chestii pe care nu vreau să le spun. Dar eu rămăsei în urmă, că pe care 10 ori la prima aia și tu te ajuns să din urmă. Ești revestit să mă înjuri, dar nu vrei să faci treaba asta. Amice, eu vreau să fiu un om bun. Amice, nu ți se amice. În ciuda aparent. A, da, cu tu. Uite, vezi? Aici trebuia să. Amice, păi asta a fost ispită, amice. Tu îmi zici mie că sunt tatuat, dar uite, eu mă controlez. Deci vedeți, bă, băieți. Aparent se înșeală. Controlez, mă, tu. Păi tu mai auzi să juri eu vreodată? Băi, controlez doar pornirile tale, nu știu cum să zic. Pornirile tale, amice, pe plan eu ai avea ta, amice, fii atent că ți-o zic să plângi. Ia fii atent. O avea eu tatuat pielea, dar tu ai tatuat sufletul. Da, amice, l-am tatuat, amice, cu iubire. Da, cu tu. Da, te-l ajut rău și pe prostul ăsta. L-ai schingiuit, l-ai, păi de mine. Nu, dar nu mai ești, vrei să mă bați? Nesimțitul ordinar. Bă, dar e proastă, rău, bă, mașina asta, bă, dar se mă oprește. Bă, da, săran, bă. Deci sper că a fost un episod în care ați învățat ceva și știu că mulți vă uitați. Băi, băi, sper că ați fost, ce ai, băi? Ce? Salut, băi, sălbaticule. Aoleo, aoleo. Sper că ați învățat ceva productiv. A fost ceva productiv, amice. Și sper că... Bine, că voi oricum vă uitați doar și să ne ascultați, că nu vă interesează parcurul, dar noi, în general, pe parcurs mai zicem prostii. Acum urmează să filmăm episodul sălbaticului și probabil vă întrebați de ce am fost mut și n-am spus nimic. Răspunsul este că am stat pe telefon. Episodul futuț. Hai, pa, pa, pa.